Stai așa, durează doar o secundă. Te schimbi aici sau ți-ai la tine? Păi mă gândeam să-mi iau la mine și să mă schimb la tine. Păi ce rost are? Pierdem timp, nu? Și oricum nu rămânem aici. A, deci rămânem aici. Asta înseamnă că trebuie să mă schimb, dar nu durează mult. Stai puțin. Ai auzit, mă, de Smara? Nu, ce să... S-a despărțit de Vivi și s-a combinat cu Frasul. Ei, na, nu cred. Da, mă. Păi, da, stai așa, Frasul lui Vivi nu era cu aia, cum o cheamă? Tot așa știam și eu, dar uite că nu mai e. Și asta înseamnă că vin împreună diseară? Nu vin. Poate le e rușine. Păi și Vivi cu Frasul, cum se înțeleg? Nu știu. Și eu sunt curios. Ce ți-ai luat acolo? E un dulapior. L-am luat pentru noi, să am unde să-mi pun hainele când vin la tine. L-au adus aici că tu erai la Sibiu, dar m-am luat cu Crăciunul și cu astea și am uitat să-ți spun. Păi tata, n-aveai loc să le pui la mine în dulap? Haide mă, că știi că la tine în dulap n-ai loc să arunci un ac. Păi tata, nici tu n-ai prea multe haine. Păi n-am, pentru că n-am unde să le las. Na. Să vedem unde îl punem. Nu știu unde ar încăpea. Încape lângă birou. Cum să încapă lângă birou? Am măsurat, încape lângă birou. Ah, nu știu. Îl luăm mâine când plecăm? Da. Uite, pune-te rog asta în geantă. Să nu o uit. Bine, imediat.